Bună ziua tuturor, Football Manager România TV aici, eu sunt Smoke și astăzi am acceptat provocarea unuia de a face o serie cu Concordia Chiajna în limba română și chiar dacă este din scurt, iată că facem primul episod. Preluăm echipa fără pic de experiență ca manager. Azi va fi un episod mai plictisitor cu antrenamentele, presezonul și probabil un meci. În restul episoadelor vor fi cam 3 partide per meci. Nu vreau să fac episoadele mai lungi de 30 de minute. O luăm de la zero. Mi s-a părut interesantă provocarea Chiajna. Participam la toate întâlnirile cu conducerea, lucruri formale care le face orice jucător de Football Manager. Sărim direct pe tactică. Așa. Clar că vom juca cu... Vom juca un 4-1-3-2, dacă pot să-i spun așa. Stau și încă și mă gândesc dacă să jucăm ofensiv, dar nu avem ce pierde. E o serie interesantă. Îmi place să joc cu doi wingeri de fiecare dată. Și cu doi deep line forward pe suport. Da, cam asta aș vrea să văd de la echipa mea. Nu avem foarte mulți jucători. Nu știu ce finanțe avem. Da, zero transfer buget. Nu e o surpriză. L-avem pe Seredeuc, care e sicevean. Asta apreciez la această tactică. După cum vedeți, avem și primele amicale. Pregătim antrenamentele. Vom lăsa asistentul să se ocupe de amicale, că vrem să jucăm doar meciurile oficiale. Unde e asistentul? Responsabilități, first team. Pe Daniel Prodan? Nu, ce să caute Daniel? Angels friendly, bun. Da, confirm. Debutăm în Liga 1 acasă cu cei de la Voluntari. 4 amicale, mai mult decât suficient. Vor să scape de retrogradare. Eu personal vreau să ating playoff-ul. Așa, să ne întâlnim și cu Mărgărit. Așa, nu vreau altceva de la tine. Pare că nu prea avem cum să facem multe transferuri. Să încercăm de genul. Vedem ceva de genul. Un hot prospect, un jucător de viitor. Să vedem dacă găsim, bineînțeles că nu. Puțin jucători, sper să facem performanță cu puțin jucători. N-ar fi prima oară când face performanță cu puțin jucători. Vreau să discut, da, sunt ambițios, da. Vreau să sar direct în stilul de joc. Nu știu, cu Chiajna 2, amical clasic pentru orice echipă, când o primești. 2-2, foarte interesant. N-au reușit să batem nici măcar echipa a doua. I-am dominat, într-adevăr, nu e nicio problemă. O să vedem unde... Jucători cu mare potențial nu prea avem, să fim realiști. Suntem o echipă foarte mică. Nu știu mai nimic despre Chiajna. Știu doar faptul că are un stadion foarte drăguț. Are
teren sintetic, dacă nu mă înșel, așa că terenul nu va reprezenta nicio problemă pentru noi. Hai să discutăm filozofie. Vreau să joc posesie și atât. Nu. Atât. Vreau să mă judece doar pentru jocul de posesie. Mie îmi place să joc posesie. La câți bani avem? E clar că nu ne permitem prea multe. Aș vrea să ne dea măcar 200.000 de euro. Facem vreo două transferuri, dar nu cred. Așa că ne vom bate cu jucătorii care avem. E o realitate care se întâmplă des în România. Nu știu de ce m-a provocat acea persoană să joc tocmai cu Chiajna. Probabil îi place lui Chiajna. Poate e din Chiajna. Nu zic că nu. Da, am pus să se salveze automat la 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, da. Acum, după cum vedeți, se salvează. Prima amical cu echipa a doua 2-2. Nu știu ce să spun, probabil echipa nu e formată pe ce vreau eu să joc. Nici instrucțiuni nu le-am dat, le dau acum, că am uitat. Tocmai de asta. Unde-i? Tactics. Control fluid. Pass into space, overlap. Să mai iasă din... cred că am pus suficiente. Layout of defense. Da, exploit left middle. Îmi place să joc mult pe flancuri. Cu pase scurte. Scurte. Așa. Nu e nicio problemă, cam asta aș vrea să văd de la echipa mea, primele săptămâni. Particip de obicei la toate meeting-urile de staff, acum asta l-am ratat. Transfer buget zero, nici nu îndrăznesc să mă duc la conducere să cer bani. Ei n-au bani să treacă strada sau să plantezi un semafor în oraș. Credeți că vor avea bani pentru echipă? Produse de export de la Chiajna nu prea am. Trebuie să mă uit să văd ce link-uri au cu ce echipe, dacă au, n-au, bineînțeles. Poate. Da, cum așteptam. Echipa nu se bazează pe împrumuturi, e foarte... La foarte multe echipe care nu prea au buget, mă bazez pe un promotor pentru a face puțină performanță. Nu, lăsăm la maxim. Și venea primul amical tare. Vedem noi cât de tare. Ia uite că băteam cu 3-0 în deplasare. N-am auzit în viața mea de Neftochimic 1962 Burgas. Ai dominam? Probabil asta a fost. Orlund. Nici nu știu cine e Orlund, nici nu mă bag. Nu prea mă uit la ce mi-o fie agenții. Să fiu sincer. Am trecut pe prea multe amicale. Cred că am anulez ultimul amical cu Riot. Vreau ca echipa să fie odihnită înaintea primului meci cu voluntari. Da, anulăm ca să fim odihniți. Jucăm cu baza la acasă. Cred că este meciul de prezentare al lotului. Tot nu vreau să-l văd. Vreau doar să sar să ajung mai repede la meciul cu voluntari. Cum am zis, las asistentul să joace, iar să salveze. Cred că trebuie să dau salvare la 2 săptămâni. Fiind joc nou, n-am băgat de seamă.
Unde să văd aici unde e? La preferințe. A, da, e pus odată la 2 săptămâni. E bun. Pus odată la 2 săptămâni pentru că am pățit să nu mi se... Am pățit și eu odată să-mi dea crash jocul și n-am mai reușit să fac nimic. Echipa pare să-și intre într-o oarecare normalitate îndată. Deci mai avem pe lângă meciul cu Basel un amical și meciul oficial. 1-1, Basel. Totuși am jucat cu Basel. Am zis că vin la meeting. Da. E un jucător care trebuie să-l semnez. Mai aveam un amical și pe urmă primul meci oficial cu voluntari. Sunt destul de încrezător că putem bate pe cei de la voluntari și probabil după meciul cu voluntari voi și opri primul episod pentru că este, cum v-am zis, foarte din scurt și mâine vor continua, de mâine voi continua cu episoadele cu cele 3 meciuri oficiale, chiar stai să văd cu cine jucăm, contracte vorbim mai târziu. Da, suntem în Liga 1 și avem unele restricții. În Anglia nu sunt restricții. Da. Începe să arate din ce în ce mai bine echipa. Cel mai valoros jucător, 475.000 de euro, în senegalez. Nu știu dacă are vârsta care o spune cu are. Deci mâine Iași, Craiova și Petrol. Oh, aolea. Dar să jucăm întâi amicalul ăsta și pe urmă primul meci oficial. Vedem ce facem. N-am auzit nici de Tabane 1970, tabanele sale care le pui la papuci. Uite, normal că mi-am bătut cu 3-0 în deplasare. Ar fi fost culmea să te bată un taban. Da, pure cei nou capitan, îmi place numele. Are nume de fotbalist. Buleica, oh. N-am ce să le fac, nu prin lotul, nu mă interesează. Da, încep să se obișnuiască cu formația, va fi greu până devine fluidă. Da, știu, n-am ce să-i fac de Buleica. Este, echipa asta de final. Fără Adrian Cristea, ce? Mi-a fi rușine să joc fără Adrian Cristea, nu mi-e deloc rușine. Oh, felicitări Târgu Mureș pentru câștigarea Supercupei. Da, interesant. Da, știu. Vine multă lume? Oh, ce drăguț. Chiar suntem și favoriți. Da. Sunt foarte încrezător, sunt genul de antrenor arogant cu presa. Echipa arată foarte bine în amicale, n-am pierdut niciun meci, acum să vedem adevărata noastră valoare, cei de la voluntari. Da, joacă 4-2-3-1, nu pot să spun 1-3. Să vedem cine atacăm și noi. Bine, condițiile sunt bune, dar nu am foarte mulți, să vedem aici. Da. Potențialul, să știți că mai am foarte mult după potențialul jucătorilor. Ability potential, da, arată bine echipa de bază. Da, chiar arată bine, chiar sunt mulțumit. Da, coace pe primul moment și nu mi-e frică. De voluntari mai ales. Ar fost cum să-mi fie frică de voluntari. Fiind primul episod, nu m-am exteriorizat foarte mult. Dar tot trebuie să facem ceva. Mijlocașul stânga bate cunele pe stânga, se reduc, bate cunele de pe dreapta, asta este clar.
pe Tudorel, închidem Vâlceanu, jucător de la Steaua. Daniel Pancu, ce jucător experimentat. Sper să nu ne pună Pancu multe probleme. Am încredere în băieți, cum le spun și acum, foarte. Parcă nu, nici nu simt această... acest match. Și începem, ce mai stăm pe gânduri? Începem direct. Priviți ce gazon. Priviți ce gazon. Dar cum am zis, vom juca meciurile pe extended. Vom juca meciurile pe extended. Bucurică. Hai, Bucurică. Oh, și prima ocazie. Voluntariu cu 4 fani aduși în deplasare. Sper ca echipa să se miște bine, să înceapă bine sezonul. Am zis clar, aștept play-off-ul. Destul să n-am altceva în cap. Primele 6 echipe, nu? Cred că este greu de realizat în România. Dar să vedem. I-am preluat din scurt, n-am avut timp, nu-i cunosc foarte bine. Nu par a se motiva foarte mult, nu sunt legați cu tactica încă. Vom vedea ce se întâmplă. Ia uite, Poli deschide scorul cu Petrolul 1-0. N-ai să vezi sezonul ăsta așa ceva. Nu de alta, dar nici Petrolul nu mai este, din păcate. Trebuie mare atenție pe Vâlceanu, pe Pancu. Intrăm la el. Da, par o echipă mai legată. Mai puțin faza asta. Da. Să rămânăm. N-am ieșit în sacă să mă unde vreți să da. Hai de fiu. Bine. Bine. Am avut și prima ocazie. Dacă vă întrebați ce skin folosesc, am să vă las în descriere skinul pe care îl folosesc momentan pentru FM 2016. Nu e da galben, așa. Am avut o singură ocazie. Uite, Clujul condus acasă de Crema cu 2-0. Andrei Ivan, da. Bun jucător în Football Manager 2016. Uite, scapă Tudorie. Da. Scapă Tudorie. Nu îl lăsa să centreze. Oh, ce gol a dat Pancu. Am zis dinaintea meciului să am grijă la ea. Iată că deschide scorul. Ce gol a dat Pancu. Da. Respect. Oh, 1-0 pentru voluntari. Am luat gol minutul 35. Noi cu... n-am avut ocazie notabilă, hai să fim serioși. Sper doar ca jucătorii să se trezească după pauză, că nu văd până la pauză să facem ceva. Bună, pas acum. A tras slab. Nu trebuie să fie frustrați că-s conduși de cei de la voluntari. De ce? Pancu ar trebui să-i dea un galben. Așa. Pancu ia cartonaș galben. Poate ar merita Shakim. Ce? Da, două galbene și iată că începem, cred, să punem puțină presiune pe cei de la voluntari. Va veni pauza, cu siguranță. Da. Și vine pauza. N-am ce să fac, joc slab. Intră Pena. Nu, no. Lasă pe Bărbăianu, că el știe ce face acum. Și intră și Giurgiu. Vorbesc cu jucătorii să le spun că trebuie să-mi arate total altceva în repriza a doua, și în continuare ei se simt stresați și frustrați. Cu calm le vom spune că trebuie să marcheze, să forțeze ceva. N-am forțat nimic, nu mă așteptam să fie așa de greu. Chiar nu m-am așteptat sincer să conduc pe voluntar la pauză.
chiar nu mă așteptam să fiu condus. Bine, a fost o execuție specială lui Pancu. Așa, per total, iar au ei ocazie. Oh, dar nu se poate, Bărboianu, și-am vrut să te schimb. Dar nu-i nimic, îl schimb acum. Nu-i nimic, 0-2. Start din tun. Două ocazii au avut cei de la voluntari, două goluri ne-au dat. Aici Bărboianu scapă pe Iorga. No comment, am făcut toate cele trei schimbările. Nu văd să mai facem ceva în acest meci. Îmi pare rău pentru cel care a vrut să fac video cu Chiajna. Dar până când echipa nu devine fluidă pe tactică, pe formație, nu am ce face. Hai, Pena, dă-mă o pas. Deci ce repede a căzut. Poate greșește portarul la o degajare, dăm și noi un lob. Nu? Nu-l atacă nimeni. Nu, o greșește. Eventual mai luăm un gol. Ne facem de râs cu voluntari în prima etapă. Asta este, pierdem un meci. Nu e prima oară când am pierdut un meci. Dar voluntari e genul de echipe care trebuie bătute. Uite-l cum scapă. Apărăm atac. N-a făcut nicio schimbare, dar nici n-are de ce să facă schimbări dacă... Nu, ne-a dominat voluntariu. De fapt am avut ocaziile și au avut golurile. Aoleu. Foarte frustrați cei de la Chiajna, foarte repede s-au frustrat, nici motivați nu erau înaintea sezonului. Trebuia să se gândească că au făcut totuși un egal cu cei de la Basel. N-au pierdut niciun meci, nu știu de ce s-au pierdut, dacă fac și prima schimbare. Nu mai contează, 2-0, n-am ce face. Pierdem acasă cu voluntari. Măcar să dăm un gol. Măcar atât. Dar nu cu Obodo care trage de acolo. Așa nu dăm. Stau 2-0 cu Iași. Scris Marica. Centrale lui Sirediuc. No, l-a scăpat. A, ăsta i-a făcut viață grea și... Nu stau să zăm trecut. Cone. Ce scone. N-am ce să fac. Probabil pierdem cu 3-0, 4-0. Vor veni și rezultatele, sper. N-avem echipare, am jucat bine, amicalele, nu înțeleg meciul ăsta, sincer. N-a fost, a fost o greșeală de apărare și o execuție personală. Pan, rest, noi am ratat. Arată statisticile, noi am avut și posesie, am avut și ocazii, n-am. Dar ei au dat gol. Asta e diferența între noi și ei. Dacă nu iesem atac acum și nu iese, care probabil nu va mai prinde titular, dacă vine Pancu la vârsta lui și îți dă două goluri. Abia asta a fost o fază de echipă jenantă. Da, jenant. N-am ce, mi-a sunat total la răspundere pe acest rezultat. N-am reușit să dăm gol. Eventual mai luăm unul sau două. A, acum am înțeles de ce m-a provocat Chiajna. Pare a fi genul de echipă care e sortită retrogradării în sezonul ăsta. Ce mai contează ce schimbări fac ei? Când noi... Nu, n-ai ce să... Pierdem meciul, asta este. Am luat un singur galben pe ea, am galbenit Tudor și... Au avut puține ocazii și ne-au dat 3 goluri. Nu caut scuze, dar asta este. Joci slab, joci slab.
Uite-l și peste. Joci slab, joci slab. Eu am avut eficacitate, noi n-am avut nimic. N-am avut nimic, nu-i nimic. Vor veni și zilele noastre bune. Frumos shot. Nu trebuie să stricăm nimic, niciun microfon, nimic. Au schimbat și tactica, bineînțeles. Gol! Păi, am dat gol. Nici n-am fost bine pe fază. Niase înscrie primul gol. Vedem. Da, a fost o fel de bâlbâială, dar... A ieșit. Bine că a marcat un gol. Contează foarte mult pentru moralul echipei acest gol. Hai că e gata. Nu mai dați unul. Lasă mă în pace. Hai Constantinescu. Mai două pase. Hai gata. S-a terminat primul meci. La bătaie cu 3-1 la voluntari acasă. Nu e nimic ca... Asta e, criticăm, bine că aici răspund bine. Cam atâta pentru azi. Vă vedem mai multe mâine. Am dominat meciul și am luat bătaie. Nu e nimic ca ieșit din comun. Normal, am fost impotenți. Hai, ne auzim mâine. Ciao!